Prima ligă fotbalistică a ajuns la penultima rundă a sezonului, iar ultima apariție a stegarilor de la FC Brașov în fața propriilor suporteri este programată joi seara pe stadionul Tineretului, într-o partidă oarecum ușoară, și asta pentru că trupa lui Adrian Sabo, locul 7 în clasament, primește vizita Lanternei Roșii, Gloria Bistrița. Abia așteptăm să, atât noi, staful tehnic, cât și jucătorii, să vină ora jocului, în speranța obținerii unei noi victorii și ultime pe teren propriu, acasă, în fața propriilor suporteri. O victorie pe care o așteptăm și ne-o dorim și eliminăm orice alt rezultat sau deznodământ al acestui joc. Deci pe care ne-o dorim în scopul confirmării și reconfirmării, dacă mai este nevoie, a acestui parcurs, din punctul meu de vedere, foarte bun. Brașovul speră să își impună jocul care în acest retur i-a adus atâtea satisfacții. Noi, partea tehnică și jucătorii, știm foarte bine cât am lucrat să realizăm un joc propriu, cu o definiție proprie a evoluției, și să o punem în practică încă o dată în fața propriilor suporteri. În ciuda faptului că bistrițenii sunt pe ultimul loc, stegarii trebuie să-și ia toate măsurile de precauție. Nu are mare relevanță pentru noi, n-ar trebui să aibă mare relevanță pentru noi parcursul, situația, poziția Gloriei Bistrița. Este un joc sau o echipă de care îmi este teamă, având în vedere că suntem la final de campionat. Nu mai pot să spun de motivare a echipei sau a jucătorilor, dar sper ca nimic să nu-i demotiveze. Un mic semnal de alarmă vine de la egalul obținut de Gloria Bistrița în fața celor de la Turnul Severin. În același timp, ultimul joc cu Turnul Severin a arătat o Bistriță, iarăși, o echipă în formă, crescătoare, au apărut câțiva jucători, surpriză așa ca și evoluție, și dezvoltura de care se vorbea cu aceste calități arătate de jucători împotriva Severinului, s-ar putea să facă jocul mai greu. Jocul dintre FC Brașov și Gloria Bistrița va începe joi seara la ora 20, iar clubul organizator a hotărât ca prețul biletului de intrare să fie 10 lei în orice zonă a tribunelor, mai puțin loja, acolo unde un loc va costa 100 de lei.